felicit pentru această lansare în România. Vă mulțumesc. Cum se gândește poporul din Azerbaijan în calitate de gazdă acestui eveniment sportiv? Cum se pregătește el și care sunt sentimentele lui? Poporul Azerbaijan se pregătește cu toate forțele. O să organizăm la cel mai înalt nivel aceste Jocuri Olimpice, pentru că și statul, împreună cu președintele Republicii Azerbaijan, Ilham Aliyev, președinte al Comitetului de Coordonare, prima doamna Republicii Azerbaijan, președinte Fundației Dar Aliyev, doamna Mehriban Aliyeva, sunt implicați în acest proiect, sprijină acest proiect, avem foarte mulți sponsori care ne sprijină și o să iasă niște jocuri, o să fie niște jocuri de excelență, de mare anvergură. Dumneavoastră aveți o relație specială cu România, stați aici de 15 ani. Da. Cum credeți că se va prezenta delegația țării noastre acolo? În primul rând, România este o țară care are, din punct de vedere sportiv, are foarte multe succese și este la cel mai înalt nivel și la Jocurile Olimpice, și la jocurile, și la campionatele internaționale. Și eu din toată inima sper, țara prietenă, țara de suflet a Azerbaijanului, România și sportivii ei, să ajungă la cele mai mari performanțe la aceste Jocuri Olimpice. Mulțumesc. Ultima întrebare. La ce discipline sportivii din Azerbaijan vor obține performanțe mai bune? Tradițional, la ce ei au prestație competitivă pe plan internațional? Azerbaijanul, ultima vreme, Azerbaijanul în general, da, o importanță foarte mare sportului și sportivilor. Sportivii noștri sunt prezenți la toate campionatele internaționale de Europa, campionatele asiatice. Avem foarte multe medalii. Ca să distingem așa, suntem, avem, cum să spun, câștiguri la toate formele sportive, la toate sporturile, dar pot să precizez judo, luptele, mai mult sporturile individuale, dar și sporturile colective, la sporturile colective suntem foarte buni. Avem cu cine lupta, avem cu cine competi. Vă mulțumesc și vă dorim toată inima. Noi vă mulțumim.